Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi vom prepara niște turte cu brânză, cu ceapă, cașcaval. Puteți spune orice, dar noi le facem astăzi cu brânză și cașcaval. Și o ceapă trasă puțin la tigaie, doar puțin, așa, avem nevoie. 300 de grame de brânză, cum v-am spus, o ceapă trasă la tigaie foarte puțin, prăjită, cașcaval, bine, cașcavalul e în plus, că noi facem și cu cașcaval, 500 de grame de făină, 50 de grame de ulei, 400 de mililitri de apă și o linguriță de sare. Dacă încă nu v-ați abonat, abonați-vă la canal, dați un like, un share și să-i dăm drumul la treabă. Deci am adăugat puțină apă, sarea am pus-o peste făină, două lingurițe și începem să mestecăm. În timp ce mestecăm, adăugăm apa necesară. Aluatul nu trebuie să fie nici tare, nici moale. Amestecăm ușor. Mai adăugăm apă. Așa. Deci, cum v-am zis, aluatul nici tare, nici moale. Drojdie nu e necesară. În loc de drojdie, noi punem ulei, să nu se lipească. Așa, amestecăm. Deci, aici avem aluatul nostru. Îl lăsăm puțin să se odihnească, un 10 minute, 7, 8 minute, 10. Să se odihnească. Între timp, noi amestecăm ceapa cu brânza și după aia începem să facem turtițele. Amestecăm ceapa cu brânza. Nu punem toată, mai lăsăm puțin pentru gândac. Pentru gândacul mititel. Să-și pun în cașcaval. Deci uitați, ăsta e aluatul nostru, vedeți, nici tare, nici moale, potrivit. Acum începem să facem porțile, am uns puțin masa cu făină, să nu se lipiască, și începem să facem porțile. Deci astea sunt turtițele noastre, ne-au ieșit 6 din jumătate de kilogram de făină. Depinde de tigaie, de fundul tigăii, cât de mari vreți să le faceți, aveți tigaie mai mică, le faceți mai mici, aveți tigaie mai mare, le faceți mai mari. Tigaia noastră e un pic măricică, le-am făcut așa. Dăm drumul la treabă să le umplem. Nu trebuie. Cu mânuța așa frumos, întinse, luăm și un făcăleț, așa le întindem frumos, cât să nu se rupă aluatul. Uniform așa, rotund, bine, puteți să le faceți și pătrate, fiecare cum vor. Așa, acum le umplem cu brânzica, așa, uniform, să nu fie într-o parte mai mult sau într-o parte mai puțin, așa, întins frumos și acum o luăm așa,
O luăm așa. O luăm așa. O luăm așa și încă o dată o întindem. Așa, o întindem frumos cât fundul la tigaie, cât să nu se spargă. Aici au puțin arată că vrea să se spargă, dar nu o lăsăm. Frumos, așa întinsă, pregărim tigaia. Așa, numai rotundă nu e asta, dar în fine, burta nu are grețuri să mănânce în orice formă. Avem tigaia încinsă, o ungem cu puțină margarină, să evităm cât de mult posibil uleiul. Așa, cât de cât. Și am adăugat turtița noastră. O lăsăm frumos să se prăjească pe o parte, după care o întoarcem pe partea cealaltă. Deci nu uitați, dragi prieteni, faceți, că e simplu de făcut și foarte, foarte gustoase. Am probat, am mai făcut și știu cum îs. Sunt foarte bune, deci încercați, dragi prieteni. Uitați, o parte deja e făcută, așteptăm pe partea cealaltă, se umflă, zici că e burtă de vacă. Da, așa ne place. Deci prima turtiță e gata, o ungem cu puțină margarină, așa. Și pe o parte și pe cealaltă, să-i dea un pic de aromă mai bună. Și asta e prima turtiță care e gata. Următoarele sosesc imediat. Și iată, dragi prieteni, turtițele noastre au ieșit. Toată casa miroase foarte frumos a brânzică cu ceapă. Uitați, o rupem. Să vedeți cum sunt înăuntru. Uitați, brânzica aproape nu se vede, s-a topit. Sunt foarte, foarte bune. Deci dacă v-a plăcut acest video, dați un like, abonați-vă și sper să mai facem rețete împreună. La revedere, dragi prieteni, ne vedem în următorul clip.